Imediat după ce a aflat că a pierdut alegerile pentru încă un mandat de primar al Devei, Florin Oancea a făcut o serie de declarații în fața presei, prin intermediul cărora și-a recunoscut înfrângerea, dar a recunoscut și faptul că eșecul lui a adus prejudicii partidului. Din păcate n-a fost la aceste alegeri locomotivă. Cred că am tras și partidul în jos și atunci poate mai corect ar fi să mă retrag din viața publică și din administrația publică locală. La o zi după această declarație, Florin Oancea și-a dat demisia din funcția de președinte al organizației municipale PNL Deva. Astăzi a fost dizolvat și biroul permanent local PNL Deva, iar Irinel Faur, directorul SPIGM, a fost numit președinte interimar al PNL Deva. Tot astăzi s-a stabilit că alegerea viitoarei conducere a organizației municipale va avea loc în termen de 30 de zile.